Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui stăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fermiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el, bogatul, în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus. A văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiul i-a răspuns Avram: adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, se nu poate. Bogatul a zis: rogu-te, dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, Părinte Avrame, zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Voi vi să ocupați locurile și pentru tot ce a fost și va fi și mai departe, să spunem din toată inima: lăudați să fie Domnul. Amin. Iubiții mei, am citit un pasaj care ne reamintește că într-o zi fiecare dintre noi vom părăsi acest pământ. Că ești bogat sau că ești sărac, vine ziua când trebuie să pleci. Ce vreau să subliniez de la bun început este faptul că săracul Lazar nu a ajuns în cer pentru că era sărac. Că dacă asta ar fi condiția să ajungi în cer, veneam și eu în șlap la voi și niște haine de la second, ca să vă arăt că sărac. Iar bogatul nu a ajuns în iad pentru că avea mașini scumpe sau haine scumpe sau case scumpe. Bogatul, al cărui nume nu știu, a ajuns în iad pentru că era sărac. Nu-l avea pe Dumnezeu. Cei mai săraci oameni sunt aia care nu mai bani au, altceva nu. Săracul Lazar a ajuns în cer pentru că era bogat, pentru că umbla cu Dumnezeu în fiecare zi. Doamne, ajută-ne și pe noi la asta. Până la urmă, cel mai sigur lucru din lumea asta, știți care este? Moarte. Și cel mai nesigur lucru este viața. Paradoxul, știți care este? Ne pregătim cel mai mult pentru cel mai nesigur lucru. Știm unde o să mergem mâine, ne-am făcut deja planurile pe săptămâna viitoare. Însă ne pregătim cel mai puțin pentru cel mai sigur lucru. Ne pregătim cel mai puțin pentru moarte și ne pregătim cel mai mult pentru viață. Mai spun ceva în introducere. Întotdeauna momentele de bucurie din viață vi le vei putea programa. De exemplu, eu sunt astăzi la voi aici pentru că soția mea a rămas însărcinată, iar doctorii din Arad i-au spus soției: undeva pe la finalul lui iunie o să naști. Ne-am anulat câteva evangelizări la distanță și am decis să rămân aproape de Arad, în zona părinților, a socrilor și acolo unde soția mea a născut duminică seara, al 8-lea copil, mulțumesc, să vă dea și vouă Domnul Băcar 8. Cu așa entuziasm cu care m-a spus mie: Domnul să fie binecuvintat. Oricum, spre Everest nu e ușor. Dacă ar fi ușor, nu s-ar pune. Dacă merg cu elicopterul pe Everest, nu se pune, știți? Până la urmă, copiii sunt singura moștenire pe care o să ducem cu noi. Câini, pisici, găsia, faianța, o lăsăm aici. Și vă spun sincer, prefer să-mi fie greu aici decât să-mi fie greu dincolo. Iubiții mei, momentele de bucurie le putem programa. Știm cam când o să nască soția noastră. Putem estima. Știm când o să aibă copilul absolvirea. Știm când este o logodnă. Putem programa o nuntă sau o logodnă. Ce vreau să vă spun este că niciodată momentele de durere din viață nu pot să le programez.
Poți să programezi când o să ai Alzheimer? Cu 15 ani înainte de a descoperi doctorul Alzheimer-ul, ție ți se instalează în corp boala aceea și habar nu ai. Poți să programezi un accident? Nu ai cum. Aseară am fost la o mormântare la Șoș, de-a lângă, aproape de Reșița. Un tată de 50 de ani, un accident de muncă, 7 copii au rămas, el a plecat în veșnicie. Nu poți să programezi boală, nu poți să programezi accidentul, nu poți să programezi înmormântarea. De ce am făcut aceste două comparații? Pentru că la momentele de bucurie, pentru că le putem programa, întotdeauna ne gândim din timp, în special surorile, femeile, cu ce ne îmbrăcăm. Bărbații se lasă pe ultimul moment că rezolvă nevasta. Știți? Sau mama cu copiii. Dar o fată, de exemplu, de la 7-8 ani visează la ziua nunții. Visează la rochea aceea pe care o va îmbrăca într-o zi în an. V-ați gândit, ați auzit de un om în Merlac să zică eu vreau să-mi iau de la Daishman sandale pentru mormântare. Niciodată oamenii nu se pregătea să se îmbrace frumos pentru o mormântare. Niciodată. Iubiții mei, vreau această seară să pornesc de la acest gând. Zilele durerii te vor prinde în salopetă, în pijamale. Iertați-mi expresia că îl spun de la avon. Întrebați pe oamenii care urcează pe zbor, de câte ori îți chemați la două noapte, la patru dimineața, pentru un preinfarct, pentru un infarct. Pentru că nu ne putem programa garderoba pentru momentele grele din viață. Și totuși vine Pavel și ne spune, în 2 Corinteni 5 cu 2, să vreau să afișez, dacă te rog repede, 2 Corinteni 5 cu 2, vreau ca tot ce spun să vadă oamenii că nu spun de la mine, ci se poate găsi scris în Biblie. Gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Vorbește Pavel de o îmbrăcare care va veni într-o zi. Dar nu îmbrăcarea de la mormântare. Negreșit dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați de el. Cu alte cuvinte, spune Sfântul Apostol Pavel, în ziua mormântării noastre, nu va conta foarte mult ce haine avem din punct de vedere fizic. Că n-am văzut în viața mea să meargă cineva la mormântare să zică, bă, dar ce papilon frumos are mortul ăsta extraordinar. Ce unghii frumoase are Doamna ăsta în sicriu. N-am văzut asta. În ziua mormântării tale, prea puțin arată, prea puțin contează cum arăți fizic. Contează tare mult cum arăți spiritual. Și Pavel ne spune aici un adevăr extraordinar. În ziua mormântării noastre, toți am vrea să fim îmbrăcați cu niște haine cerești, trup de slavă, auziți, locaș ceresc. Și Pavel spune, o să fiți îmbrăcați cu o singură condiție, dacă începeți să purtați hainele alea de aici. Ce ai zis, Pavel? Parcă pare așa de ciudat. Iubiții mei, mă subliniez un aspect și apoi intru un mesaj. Întotdeauna când vine cineva important, încercăm să ne îmbrăcăm într-un mod extraordinar. Să fim aranjați. Nu zice nimeni, mă, chiar dacă vine Domnul Iohannis la noi pe stradă, chiar dacă-s murdar de zacus, că n-are nicio problemă. Dar mai văzut eu oameni murdari. Nu. Spune Biblia că vine o întâlnire cu cineva mai mare decât președintele țării. Amos 4 cu 12. De aceea îți voi face astfel, Izraele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. În fiecare zi pe glob se cheltuiesc 4,9 miliarde de dolari pentru haine. Și dacă veți merge în mall în Arad sau în Timișoara, veți observa oameni care mereu, mereu schimbă garderoba și nu e neapărat un lucru rău ăsta. Însă eu vreau să vorbesc în această seară despre 4 haine cu care ar trebui să te îmbraci ca să-L întâlnești pe Dumnezeu. Aceste haine nu se pot cumpăra cu bani. Nu poți să dai comandă la Shein după ele. Știți? Mai cum? Nici la Sensei, nici la mai știu ce mai dăm noi. Nu vin și mie mesaje. Contul dumneavoastră a fost golit. Fata și-o comandat nu știu ce. Da? Hainele astea nu le poți cumpăra cu bani.
Dar cu ce poți să le cumperi? Hai să ne uităm la fiecare haină. Prima haină pe care o amintesc, o găsim în Isaia 61:10. Iubiții mei, vreau de la bun început să subliniez că și penticostalii, și ortodoxi, și ateii, și catolici, toți au acces la patru haine pe care le voi spune în 45 de minute maxim. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Dar de ce? O câștigat România, așa? Așa m-am supărat aseară, păstă tot omul e bun, numai oameni cu steaguri, numai omul, tătă ziua vorbea numai de România. Dacă s-ar vorbi de Iisus cum s-a vorbit de România zilele, aș crede că s-ar bucuri de România. N-ați vrea să vorbim noi de Iisus când alții vorbesc de noi. Uitați, mă bucur în Domnul. L-am văzut pe băiatul, îmi spunea băiatul meu, Ioane, sunt o zidată, zice, eu neam cu Mbappé. Zic, uite, dar ce că neam te fac. Cum să fii neam cu Mbappé, zic? Păi zice, tati, dacă o iei de la Adam, zice, cam 7 neamuri suntem, toți suntem neamuri, zice, până la urmă. Mă, zic, lasă fotbalul, dă-le în gol de fotbal, n-ai vrea să fii neam cu Domnul Iisus, mai bine. Doamne, fă-ne neam cu tine. Tu ești fiul meu, astăzi te-am... Oamenii sunt bucuroși, dar Isaia nu a zis, mă bucur de meciuri, mă bucur de campionate, mă bucur că m-am cumpărat nu știu ce parfum. Mă bucur, a zis Isaia, căci m-am îmbrăcat cu hainele mântuirii. Mântuirii. Iubiții mei, îmi scria cineva un mesaj pe YouTube, domnul pastor ce vă ascult, dar să nu cumva să vă bucurați că vă ascult, că nu schimb credința în care m-am născut. Dar eu vă ascult, zice. Dar să nu cumva să credeți că vin la penticostal. Eu zice, m-am născut în credință și pe aia nu o schimb. Și am dat mesaj, nimeni nu se naște în credință. Toți ne naștem în păcat. Mă uit la copiii mei acasă, când încep să vorbească așa pe la 2 ani, 2 ani jumătate, și deja și încep să mintă. Nu le-am dat meditații la niciunul, cum să-mi tragă țapă, cum să mă învârtă. Îl întreb într-o zi pe Lucas, ce ai în gură? Am văzut că mestecă ceva bomboane pe ascuns. Nu știu ce am în gură, o zis limba. Mă zic, nu ți-e rușine să vorbești cu șac cu taică tu așa. Dar n-ai cum să mergi din limba să faci baloane cu ea, nu? Dar de la vârstă frage de omul, pentru că nu-i născut nici ortodox, nici catolic, nici penticostal, ci în păcat, minte, plântește ușa, comentează. Iubiții mei, vreau să vă spun că de-a lungul vieții Dumnezeu îi oferă omului nenumărate ocazii prin care să-l facă conștient că e păcătos și că are nevoie de mântuire. Dar ce înseamnă mântuire? Mântuit înseamnă scos, salvat, izbăvit, smuls de undeva. Roman 6:23. De ce vrea Dumnezeu să ne salveze? Ce ne așteaptă dincolo dacă nu ne mântuiește El? Roman 6:23. Fiindcă plata păcatului este moartea. Dar nu se referă la moartea fizică aici, atât totul să murim până la urmă fizic. Apropo, la mormântări am văzut ceva, oamenii se interesează cum ai murit. Zice, mă, au murit în ecală, zice, au murit de COVID, au murit în pat acasă. Dar nici nu e important lucrul ăsta. Nu asta e important, important e cum ai trăit, nu cum ai murit. Nu, asta e important. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnic. Iubiții mei, dragostea, dreptatea lui Dumnezeu așezată în conștiința noastră ne spune ceva interesant. Păcatul se plătește. Ascultați-mă, păcatele nu se iartă, păcatele se plătesc. Păcătoșii se iartă. De exemplu, dacă poliția iartă pe unul care a lovit un copil pe trecere de pietoni, vă garantez că anul viitor vor fi mii de copii ucis pe trecere de pietoni. Nu că cineva ar vrea lucrul ăsta. Dar dacă poliția îi iartă pe unul că a furat 1000 de euro, tot o să fure 1000 de euro. Singura variantă în care polițistul poate să fie și drept și milostiv este să scrie amenda pentru cel în cauză și să o plătească el. Dar nimeni nu o să facă asta. Orice faptă se plătește. Orice faptă rea se plătește. Pentru aia există legislație în țara asta. Vreau să vă dau o veste bună. Singurul care ne-a scris amenda pentru păcat și a plătit-o în locul nostru este Iisus Hristos. Iubiții mei, aș vrea astăzi să îmbrăcăm fiecare dintre noi haina asta a mântuirii. Dar cum se poate îmbrăca haina mântuirii? Știți cum? Prin pocăință. Prin pocăință. Acum aș vrea să nu confundați pocăința cu părere de rău. Că foarte mulți bărbați, după ce își mint neveste în țara asta, spun, îmi pare rău. Și mâine o minge din nou. Ai nu-i pocăință, ai doar părere de rău.
părerea de rău e doar 10% sau 20% din pocăință. Pocăință ce înseamnă? Îmi pare rău de păcatele pe care le-am făcut, decid să mă las de ele, mă uit la Iisus Hristos, accept plata Lui pentru păcatele mele și de astăzi trăiesc o viață nouă. Doamne, ajută-ne la asta. Acum vreau să subliniez ceva foarte important. Unii dintre voi în seara asta când veți merge acasă, neamurile o să vă scrie și vecinii, o să vă spun așa. Ai mers la pocăiți. Cu ce chior fraierită ăștia? Ce ți-or da, mă? Iubiții mei, e cel mai bun compliment pe care cineva poate să vi-l facă. Primul compliment e, ai mers la pocăiți și doi, să nu zici că te pocăiești. Ba da, cu ce pocăiesc? Și acum citesc din Biblia Ortodoxă, ca să nu zică cineva, bă, voi ați spus brand penticostale pe pocăință. Citesc din Biblia Ortodoxă și apoi citesc din Biblia, nu-i penticostale, e tradusă de un preot pe limbajul tuturor românilor. Dar citesc din Biblia Ortodoxă, Fapte 17:30. Dar Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile neștiinței, o să afișez, să vedem diferența între cele două versiuni. Vestește, în versiunea asta spune poruncește, acum oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască. Vă vine să credeți că Biblia Ortodoxă vorbește de pocăiți? Mare Domnul, știe El cum să le pune. Când cineva o să vă zic că te-ai dus la pocăiți, să-i spui așa, nu doar că m-am dus, am găsit în Biblia mea când scrie să mă pocăiesc. Doamne ajută! Doamne ajută! Hai să punem și Fapte 2:38. Da? Fapte 2:38. Iar Petru a zis către ei, citesc de Biblia Ortodoxă, voi urmăriți versiunea cornilescu care e mai ușoară. Pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele Lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt sau Sfântului Duh. Uitați ce spune Petru. Pocăiți-vă, botezați-vă, vă sunt iertate păcatele și primiți Duhul Sfânt. Mai frumoasă mântuire. Iubiții mei, ascultați-mă. În fața morții va conta prea puțin ce casă ai avut, ce mașină ai condus, ce telefon ai avut. În fața morții va conta foarte mult dacă ai haina mântuirii. Știți că în iad oamenii vorbesc toți despre pocăință? Pune-mi, te rog, Luca 16:27. Nu știu dacă este cineva aici în sală care a avut pe cineva din neamul lui care a murit nepocăit. N-am zis nepenticostal, nici n-am zis neortodox, am zis nepocăit. Dacă ai avut pe cineva în neamul tău care a murit nepocăit, Biblia îmi spune că el astăzi, de acolo de unde a plecat, în locuința morților cu antecamera iadului, își dorește un singur lucru. Auziți care? Rogu-te, Părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le dovedească, să le adeverească că iadul e real și raiul e real, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram, zice, au Biblia, au pe Moise și pe proroci, adică respinge cererea lui și mai departe spune omul acesta, nu, Părinte Avraame, dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Iubiții mei, toți oamenii care au murit știu un singur lucru, că după moarte pocăința nu mai este posibilă. Și toți oamenii care au murit nepocăiți își doresc pentru voi care sunteți în viață și sunteți neamuri cu ei sau vecini cu ei, își doresc un singur lucru, să vă pocăiți. Doamne, ajută-ne să ne pocăim astăzi. 2. O altă haină, pe lângă haina mântuirii pe care o amintesc în aceste momente, este haina albă. De ce? Pentru că haina mântuirii nu e suficientă. Cum ai spus, haidelistică, nu e suficientă haina mântuirii? Nu e suficientă. Noi, în Biserica Penticostală, o recunoaștem deschis. Eu am avut oameni pe care i-am botezat și acum sunt la aparate, sunt în curvie, au plecat înapoi, că nu e suficientă haina mântuirii. De ce? Hai să vă dau un exemplu. Presupunem că Domnul Ioanis vrea să înfieze un băiat de sub podurile din Arad, un aurolac, cum spunem noi. Un băiat care doarme pe cartoane și care caută prin containere. Și Domnul Ioanis îl ia, îl duce, îi face duș, îi dă haine noi, nouțe. Am întrebare. Poate băiatul ăla să se întoarcă oricând vrea înapoi?
poate, normal că poate. E suficient că Domnul Iohannis l-a făcut duș, l-a schimbat, l-a îmbrăcat, l-a scris la o școală, i-a schimbat buletinul sau i-a dat, i-a schimbat numele, nu e suficient. Haina mântuirii, a salvării, a izbăvirii, nu e suficient. Băiatul acesta trebuie să ia decizia asta. De astăzi, nu mai stau lângă containerele lumii. De astăzi, nu mai stau lângă vechii prieteni cu care vindeam droguri prin Arad. De astăzi, nu mai iau din punga aceea. De astăzi, vreau să trăiesc o viață nouă. Adică curăția în viața mea, schimbarea gândirii, a limbajului, a ținutei, a anturajului, nu uit un eveniment de o zi, până m-a făcut post de protereu cu președintele și apoi mă duc înapoi la containere. Pentru mine, înfierea este un proces care va dura toată viața. De aceea, o a doua haină pe care trebuie să o avem fiecare este haina albă. Eclesiastul 9:8 spune: hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. 2 Corinteni 5:17, Apostolul Pavel spune ceva extraordinar. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut nouă. Iubiții mei, mântuirea, înfierea în sine, schimbarea actelor, e un eveniment. Poate dura câteva ore. Cineva să vină în față, să ridice o mână sus, să zică m-am pocăit, durează câteva ore, durează câteva minute. Mântuirea însă nu e suficientă. După mântuire urmează sfințirea vieții. Hai să vă spun ceva foarte important. Ca să renunți la țigări, poate îți trebuie câteva ore, la băutură, la curvie, la pornografie. Ca să renunți la nervi, la mânie, la bârfă, la invidie, la clevetire, îți trebuie câțiva ani. Băiatul ăsta poate renunța la Urolac când președintele Iohannis îl înfiază în câteva minute. Însă băiatul ăsta, ca să vorbească corect, să vorbească cu respect cu alții, să nu mai înjure cum a jurat înainte, să nu mai se mânie cum se mânia înainte, să aibă o schimbare de comportament, acest proces durează câțiva ani. Pentru aia, după ce ne botezăm, nu murim și mergem în cer. Pentru că lui Dumnezeu i-au trebuit câteva ore să scoată pe evrei din Egipt și i-au trebuit zeci de ani să scoată Egiptul din evrei. Și vine Biblia și ne spune că trebuie să ne sfințim viața. Iubiții mei, hai să citesc din 1 Corinteni 6:9. Pentru că am întâlnit oameni care mi-au zis: domnul pastor, eu n-am dat în cap la nimeni, adică n-am băgat cuțitul la nimeni și n-am spart casa nimănui. Eu sunt om bun. Voi tot cu evangelizare, cu pocăință, dar eu zic, eu sunt om bun, zice. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Am întâlnit mulți predicatori care zic așa: cine vrea să ajungă în rai să ridice mâna sus. Păi și omul care l-a ucis pe altul vrea să ajungă în rai. Și ăla care o furară să ajungă în rai. Întrebarea nu e bine pusă, întrebarea e altfel. Nu dacă vrei să ajungi în rai, întrebarea este: vrei să faci ce spune Biblia ca să ajungi în rai? Auziți, nu vă înșelați, 1 Corinteni 6:9, nici curvari, nici închinători la idoli, nici prea curvari, nici malahi, nici sodomiții, nici hoții, nici ceilacuri, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și acum o să zică cineva: bă, boarele, tu te lauzi, că ești mare și tare. Nu mă laud. Și eu am fost cu câteva din păcatele acestea. Dar vine Pavel și ne spune, 1 Corinteni 6:11, și așa erați unii dintre voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost ocotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Iubiții mei, n-ați vrea să ne dea Dumnezeu pe lângă haina mântuirii și haina albă în seara aceasta? Parcă tot mai puțin se predică în bisericile din România atât despre pocăință, cât și despre sfințire. Știți că sfințirea este obligatorie în viața creștinului? Haina asta albă, iubiții mei, Biblia spune în Apocalipsa 7:9 că o să o purtăm și dincolo. Auziți? După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată. Din orice popor, din orice seminție. Și spune acolo Ioan
când m-am uitat, am văzut că toți erau îmbrăcați în haine albe. Cu alte cuvinte, se adevărește ce a zis Pavel. Porți alb dincolo, dacă ai început să porți alb aici. Alb de aici. Nu-i suficient pocăința, nu-i suficient să vii la biserică la evanghelizare. Trebuie o viață schimbată în totalitate. Doamne ajută-ne la asta. 3. O altă haină pe care o amintesc în această seară, iubiții mei, este haina de insubțire. Apocalipsa, capitolul 19, 8, spune I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite, pot să afișez? Ale? Ce ne-ar fi plăcut nouă penticostală să ne punem brand aici? Ale penticostale? Nu. Ale sfinților. Am întâlnit oameni în viața asta, iubiții mei, care m-au spus așa, Domnule, zice, e adevărat, mai înjur, mai blastăm, dar să știi că am dat 1.000 de euro la săraci. Am făcut fapte bune. Și cred că într-o zi, când Dumnezeu va pune pe un cântar faptele bune și pe alealt faptele rele, faptele bune o să cântărească mai mult. Iubiții mei, dacă ne puteam mântui cu fapte bune, n-ar mai fi venit Iisus Hristos. Hai să revin la comparația cu Domnul Ioanis. Care 6 case și poate înfiază până la urmă pe cineva, că am înțeles că nu are niciun copil. Dacă nu, poate că le dunează nouă la minus, de ce să le dăm lui Calem la cine? Chiar acum avem 9 case în construcție pentru 9 familii din țară care trec pe greutăți. Iubiții mei, nici o faptă bună pe care ar face un aurolac din România, nu l-ar putea lămuri pe Domnul Iohannis să-l fie înfiat. Cu alte cuvinte, tu nu poți să-ți cumperi mântuirea, salvarea, înfierea. N-ai cum să o cumperi cu fapte bune. Dar după ce băiatul acela a fost înviat de Domnul Iohannis, vi se pare normal ca băiatul acela să meargă să caute și pe alții care sunt contaminați, să se salveze și pe ei? Vi se pare normal? Normal. Cine mi se pare normal? Deci nu facem fapte bune ca să fim mântuiți. Facem fapte bune ca am fost mântuiți. Și Biblia spune că Dumnezeu a pregătit faptele bune dinainte ca noi să umblăm în ele. De aceea am vrut să fac clar în mintea fiecăruia din locul acesta, nu ne putem salva prin fapte bune, dar pentru că am fost salvați în locul faptelor rele, îmi spunea un bărbat, frate Cristi, și 900 de euro cheltuiam pe noapte. Cu femeile stricate, cu droguri, cu prostii. Și acum să nu cheltuiesc pentru Domnul? Mă zic, dacă tot ar spune așa, ce bine ar fi. Numai că unii cheltuie 900 de euro pe noapte când erau în lume și acum pun 3 lei la colectă. Dar nu-i cazul la voi, Domnul să vă binecuvinteze. Știți? Iubiții mei, ne-am cheltuit pentru diavolul când am fost în lume. Nu merită să ne cheltuim și pentru Domnul? Am primit zilele trecute, eram cu fratele Strugariu la o evanghelizare în județul Timiș și a venit o femeie la noi. Și a venit lângă mine și mi-a întins mâna și era o foaie albă împăturată și a zis, frate Cristi, aici este ceva pentru cei săraci. Am uitat la sora asta, părea așa neînsemnată, parcă n-ai fi dat mult pe ea. Am pus acolo, am zis, mulțumim, o să ajungă la cei nevoie. Am deschis acasă foaia, erau analizele ei de la spital. Numele ei, analizele, și ce scria la analize? Ciroză epatică avansată. Și acolo în foaia aia, peste ciroza epatică, era o foaie de 100 de euro. Iubiții mei, n-am putut să nu plâng în mașină. Femeia asta ar fi avut nevoie ca noi să o ajutăm pe ea. Poate are nevoie de transplant, poate are nevoie de analize, poate are nevoie de mutare într-un alt spital. Poate că au fost ultimii bani pe care avea. Și au venit și au zis, asta a fost mesajul ei, eu oricum o să plec. Pentru ciroză nu prea există variante. Dar ea, în urma mea, să mai rămână o faptă bună. Am pățit în urmă cu vreo 2 luni de zile la noi, în județul Medoara, o altă fază interesantă, o femeie, are soțul mort de vreo 5 luni de zile. La 30 și ceva de ani, au rămas cu 5 copii. Și m-a sunat într-o zi și a zis, frate Cristi, am un plic pentru Asociația Miros de Cer pe care vreau să îl dau. Și am zis, oră, nu vreau să mă întâlnesc cu tine. Tu ești văduvă și ești cu orfani.
noi ar trebui să te sunăm și să spunem, avem un plic pentru tine, nu tu pe noi. Că Biblia spune că să căutăm pe orfan și pe văduve în cazurile lor. Și-o zis Oameni Hristi, eu am făcut o promisiune Domnului. Nu am încă casă, gata. Nu am tot ce mi-aș dori. Dar vreau, din ceea ce Dumnezeu mi-a dat, să trimit și altora. Am luat banii aceia, erau câteva zeci de milioane, câteva mii de lei în banii noi. Și am stat și m-am gândit, cum poate o văduvă la care Dumnezeu ia soțul să zică, vreau să fac ceva pentru el? Știți cum? Numai o persoană care are deja haina de insulțire îmbrăcată, nu mai ia poate să facă asta. Te întreb astăzi, cât de mult ai lucrat pentru Domnul? Matei 25 cu 34, Biblia spune că atunci când totul se va sfârși, vine o zi când Dumnezeu va contabiliza absolut tot. Și acum citim împreună. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui. Ați observat, sunt mii de religii. La final doar în două suntem împărțiți. Veniți, binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav. Am o întrebare pentru voi. Știți că la spital toți vom ajunge într-o zi. Ori ca și vizitatori, ori ca și vizitați. Eu prefer să ajung ca vizitator. O soră într-un spital din România îl întreba pe păstor, frate păstor, de ce nu mă vizitează nimeni? Și păstorul și-a mușcat buzele ca să nu zică nimic. Frate păstor, m-ai auzit? Și păstorul a zis, soră, când erai sănătoasă, pe câți ai vizitat? Iubiții mei, vine o zi când Dumnezeu ne va răspăti pentru ceea ce am făcut pentru El. Dacă mergeți acasă și citiți în trei capitole, veți observa și alți oameni care odată pe an făceau și ei câte o faptă bună. Pentru aia o ținut minte ce au făcut. Dar ăștia nu ținut minte. O zici, Doamne, când? Că dacă mânci în fiecare zi, nu ține de ce ai mâncat acum 200 de mâini. Dacă mânci o dată pe an, ține de ce ai mâncat. Pentru unii, Biblia era un mod de viață. Pentru alții, era rar și l-au ținut bine minte. Iubiții mei, spunea cineva, viața este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ce faci cu ea este darul tău pentru Dumnezeu. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu 22.000 de respirații în fiecare zi. Faceți un calcul. 22.000 de respirații ori 365 de zile. Hai să presupunem că trăiți 92 de ani. Deși la ce mâncăm astăzi, nu trebuie de 92 de ani. Dar dacă am trăit 92 de ani, ar fi 738 de milioane de respirații. Și mai spun unii frații, frate, de ce? N-am avut timp să mă pregătesc. Ți-a dat Dumnezeu 40, 60, 80 de ani să te pregătești cu hainele astea pentru întâlnirea cu El. N-ai avut timp? Eu cred că am avut timp. Întrebarea mea este, ne-o păsat? Și ultima haină pe care vreau să amintesc, că nu vreau să fiu deloc lung în această seară, de-abia aștepta să plecați acasă și să faceți ce ați auzit. Amin. Amin. Că altfel Biblia ne spune că suntem niște ascultători tuci și n-aș vrea asta. Dar vreau să ne uităm și la ultima haină. Că am observat oameni care îți dă 1000 de euro pentru cineva și apoi toată viața scoate ochii. E bine, așa e? Ți-au făcut o faptă bună și apoi și ce lipsea din fapta aia bună? Dragoste. Dragostea nu scoate ochii, să știți. Dragostea nu scoate ochii. Mai este o haină din Coloseni 3 cu 14 și se numește haina dragostei. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu? Cu dragostea care este legătura de săvârșire. Iubiții mei, vreau să fiu foarte transparent cu prietenii care sunt prezenți între noi în această seară și dați-mi voie să vă felicit și să apreciez enorm că v-ați făcut timp să fiți împreună cu noi. Dacă vă pocăiți, nu o să vă suporte multă lume, să știți. Îs direct cu voi. Dar o să vă suporte Dumnezeu. Acum, până la urmă, hai să ne punem întrebarea. Dacă toți m-ar aplauda și Dumnezeu ar spune, du-te, Cristi, că nu te cunosc. N-ar fi o tragedie.
Și dacă toți ne-ar bajocori și Domnul ne-ar spune, vino rob bun și credincios, ce-am pierdut? N-am pierdut nimic. Toată viața căutăm să ne aprecieze oamenii. Iubiții mei, Biblia ne spune, și dacă poți te rog, neapărat afișează între rog Matei, capitolul 5, versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Dacă merg cu Biblia duminică dimineața sub braț la biserică și cineva strigă, pocăitule, sectarule! Că mi se spune deseori sectarule pe internet și am zis, mă, în 1054 când s-au despărțit catolice de ortodox și s-au secționat în două, care sectare? Întrebare interesantă. Iubiții mei, dacă cineva ne bajocorește din pricina neprihănirii, Dumnezeu spune așa, bajocura aia e garanția că a voastră este împărăția. Doamne, să ne bajocorească cât mai mult, că n-am nicio treabă. Acum o să zic că unii frate Cristi, așa parcă m-a rănit în orgoliu când m-a bajocorit, înseamnă că încă mai e orgoliu. Pe omul smerit nu poți să-l jignești. Îmi scria cineva, m-a jignit cineva și nu mai am o săptămână, m-a stricat săptămâna. Înseamnă că încă ești mândru, că pe omul smerit n-ai cum să-l jignești. E ca și cum vrei să iei scaunul la un om care stă în picioare. Păi n-ai cum să iei scaunul, că este în picioare. Dacă mai este orgoliu, mă rog, asta dispară. Ne simțim jigniți? Păi pe Iisus l-a scuipat. I-a pus corona de spigiosis. Vedeți că m-ați atins, m-ați jignit. Nu. Auziți următorul verset. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vă spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Împotriva cui? Împotriva voastră. Iubiții mei, hai să vă spun ceva foarte important. Mai am câteva lucruri de spus și apoi ne apropiem de încheiere. Îmi spunea cineva la cel, Cristi, du-te pe internet că cineva vorbește rău de tine. Du-te și ieși public și îți spune adevărul. Zic, mă, nu mă duc niciunde. În primul rând, dacă vorbește despre mine și spune adevărul, slăvesc pe Domnul. Doi, dacă vrea să afle adevărul, m-ar fi sunat înainte și m-ar fi întrebat cum stă treaba. Așa spune Biblia. Iubiții mei, dacă vă pocăiți, o să fiți vorbiți de rău și pe nedrept și bajocoliți. Dar uitați ce spune aici. Să ne bucurăm. Numai ca să te bucuri când ești bajocolit, când ești înjurat, trebuie să ai o haină. Și haina asta se numește haina dragostei. Nu știu dacă v-am spus aici, străbunica mea, când s-a pocăit, străbunicul meu nu a suportat deloc. Când se pocăiește cineva, știți cum e, trebuie să renunțe la multe păcate la care îi place, de care îi place foarte mult. Și în fiecare sâmbătă seara, strămonica mea mergea în șură, sub fân, ascundea hainele de biserică, iar duminică dimineața mergea când termina cu treaba la animale și moșul n-o vedea, mergea să schimba în șură, își lua hainele și pleca spre biserică. Când se făcea ora 12, duminică dimineața, strămonica mea se necăja. Și de ce? Că atunci când ajungea acasă, strămonicul meu lua un par și o bătea. Și asta nu a fost o zi sau două, a fost ani de zi. Când termina bătaia cu parul, străbunica mea se uita la străbunica și spunea așa, acum zice că ai terminat, hai să mâncăm o leve așa împreună. Leve ce se spune la supă de tăiței bior. Iubiții mei, îmi puteți vă rog careva dintre voi explica din punct de vedere biologic, chimic, fizic, cum de femeia asta făcea mâncare la un om care o bătea cu parul? Când astăzi, din trei familii, două divorțează, că nu i-a dat bani să-și cumpere ceva, o plecat deja. Știți care era diferența între femeia asta și alții? Avea o haină. Și haina asta se numește haina dragostei. Într-o zi, o zis străbunicul meu către ea, nu-ți mai ascunde hainele în șură. Că știu unde ți-l ascuns. Calcă-mi și mie cămașul. Dacă poți să iei bătaie pentru un Dumnezeu pe nedrept, înseamnă că Dumnezeu ăsta e Dumnezeu adevărat. Calcă-mi și mie cămașul. Vreau să vin și eu la biserica asta. Străbunica mi-a făcut ce-o zis Petru. Dacă bărbații voștri nu pot fi câștigați cu cuvintele voastre, câștigați-i cu fapta.
Îi faci mâncare azi, mâine ies pe el hainele, voi mâine mai faci ceva și într-o zi o să zică și el, măi, trebuie să fac o schimbare. Ai haina dragostei astăzi? Am crezut eu, Cristi Moariu, și mă rog Dumnezeu să mă ierte. Am crezut ani de zile că focul se stinge cu benzină. Păi dacă m-a lovit, să-l lovim înapoi. Așa făceam și eu când nu eram pocăit cu adevărat. Dar Biblia spune ceva. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Faceți bine celor ce vă urăsc. Iubiții mei, în această seară, nu te întreb ce religie ai, te întreb doar atât. Hai, hai, mă, asta, dragoste. Veneam într-o zi dinspre Șiria, dinspre Alghiușul Mare și m-am oprit undeva lângă Șiria. Am pus frână dintr-o dată cu mașina. N-aveam niciun copil pe atunci, eram căsătorit de câteva luni. În dreapta era soția, s-a speriat un pic umers, așa un pic în față. În spate erau trei cântăreți. Și-o zis, de ce ai frânat așa? Și am zis, hai să vezi de ce am frânat. M-am dat jos din mașină. În fața mea, înainte să frânez, a fost un bărbat care încerca să se urce pe bicicletă. Era băut. Era beat. Și bărbatul ăsta a căzut de bicicletă în șanț. Și l-am văzut prin parbriz, cum a căzut în fața mea în șanț, am auzit o voce. Dacă nu te oprești, să-l vezi, să-l iei de acolo, să-l scoți de acolo, toată predica ta e zero pentru el. Am frânat, m-am dus acolo, i-am întins mâna. Pe jumate din corp era cu mâna. Se făcuse poșchiță de gheață, dar cum căzuse poșchița aia, s-o spart și mânul ăla s-o lipit de ea. I-am dat mâna, l-am scos de acolo din șanț, s-a uitat la mine și a zis, de ce te-ai oprit? Putea purta o discuție chiar dacă mai greu. A zis, nu vezi cum miros de urât? Și zic, eu mirosam mai urât ca tine. Că tu măcar vii din birt și mergi acasă. Eu eram copil, meream la biserică și la școală mințeam și juram cum fac ce mai mult. Miroseam mai urât ca tine, dar și dreptul meu să opri cineva într-o zi. Și din șanțul diavolului m-a scos. Am vrut să las să plece spre casă, însă mi-am dat seama că o să cadă și în următorul șanț dacă îl las. De aceea, împreună cu cântăreții, unul a luat de o mână, altul de alta, altul i-a luat bicicleta, eu m-am băgat în mașină să conduc pe urma lor. Era frig afară. Era un minus grad, oricum. Mergeam așa în urma lor și am auzit din nou o voce care mi-a spus, dă haina ta jos de costum și dă-i-o lui. Și am stat și m-am gândit, mă, haina mea e costum totuși, a fost câteva sute de lei. Iau haină nouă și o pun pe el. Însă am înțeles că cel care îmi vorbea era Domnul Iisus Hristos. Am frânat a doua oară, m-am dat jos. O zis, nu pune haina asta pe mine. Nu pune, zice, că îți murdar. Zic, eu eram mai murdar ca tine. Însă dreptul meu, vieții mele, într-o zi Iisus Hristos a pus haina lui peste hainele mele. Și acum când Dumnezeu privește la mine, nu mai vede hainele mele murdare vechi, ci vede haina Fiului Său. Așa bucuros să mă las în costumul meu spre casă. Meream pe urmele lui și am ajuns în fața casei. A ieșit o femeie uscată de viață. A ieșit afară o femeie care mi-a dat seama că nu prea avea mulți bani și multă avere. S-a uitat la noi și primul lucru pe care ne l-a spus, nici măcar nu l-a salutat, a zis, așa e că sunteți pocăiți. M-am bucurat că m-a zis penticostal. M-am bucurat că m-a zis ortodox, catolici. M-am gândit dacă am pește pe mașină, că unii numai pește au, dar altceva nu am. M-am gândit, mă, oare fi fuzit Biblia, că de obicei îmi pun Biblia în mașină pe bord. Și zic, dar de ce mi se pare că suntem pocăiți? Și au zis, domnilor, în fiecare lună când ia salarul, bărbatul meu mere în birt. Și îl face praf aproape tot. Și în fiecare lună când ia salarul, eu nu mă culc în seara aia. Undeva pe la 2-3 noaptea, încep și bat fiecare stradă din Șiria. Fiecare bat stradă, bă. Și undeva într-un șanț, pe marginea unui drum, într-un tufiș, lângă o bicicletă veche,
îl găsesc, îl trezesc și îl trag după mine. M-am gândit, zice, ea așa, dacă vreodată în viață cineva o să facă treaba asta în locul meu, nu mă pocăiți pot să fac. Așa că sunteți pocăiți. Am făcut o greșeală în ziua aceea. Când a intrat în curte, i-am zis să-mi dea restul înapoi. Și îmi pare și astăzi rău de lucrul ăsta. Că n-ar trebui să-mi cere niciodată haina înapoi. Niciodată Iisus nu și-a cerut haina Lui care o pusă peste mine înapoi. Urmează să predic la șeria săptămâna viitoare. Dar pe aici pe acum, mă rog, cantorului, când o să predic la șeria, să fie undeva în sat și să zică, eu sunt omul acela. O haină, nu armată, nu de la H&M, ci o haină frumoasă a mântuirii ale Dumnezeu pentru tine în seara asta. O haină albă, o haină de insuțire și o haină a dragostei. Că zis, zicea vorba, după 14 ani de închisoare, nu vom fi cântăriți și răspătiți după cât am slujit și după cât am iubit. N-ar vrea Dumnezeu să-ți dea haina dragostei, să stingi focul cu apă, să nu mai încerci frigul să-l topești cu iceberg, să-l topești cu căldură, să faci un sandwich celui care te urăște, să continui să speli hainele celui care te-a înșelat. Puteai divorța de el, dar ai decis să rămâi, să-l câștigi. Avem cazuri în biserica noastră. Mă rog în această seară și cu asta vreau să închei, era să uit, haina de la cimitire, haina din sticlă nu are buzunar. Știți tot, nu? Întotdeauna când ne cumpărăm un sacou, noi bărbații, primul lucru care îl facem e să desprindem buzunarul. Ca să ai unde să-ți pui pormoneu, banii, telefonul. Haina de la cimitire din sticlă nu are buzunar. De ce? Că ce duci dincolo nu poate fi pus în buzunar. Biblia spune în Apocalipsa, ferici acum încolo de morții care mor în Domnul. Ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Vă invit în această seară să ne ridicăm în picioare. Să cântăm, fratele meu, această cântare împreună. Și să ne gândim la viața noastră. Dacă este cineva care vrea să ne rugăm pentru el, pentru o viață nouă, o să vină aici în față, o să ies și eu să rog pentru tine. Dacă ai nevoie de Dumnezeu, de Iisus, de la mine, dacă vreți să te pocăiești în seara aceasta, fă un pas aici în față, nu-ți fi rușit. Mă voi ruga pentru tine.